ziua! Numele meu este Vânceanu Teodor. Sunt elev în clasa 3-a B din cadrul școlii gimnaziale Ștefan cel Mare din Galați. Motul meu în viață este: cel care citește trăiește 1000 de vieți înainte de a muri. Omul care nu citește trăiește doar o singură viață. Alături de multe cărți pentru copii pe care le-am citit în ultimul timp cu interes, se află și cartea Reportul Magicianului scrisă de Clips Tapetevlevis. Acesta face parte din seria de cărți fantastice pentru copii, Cronicile din Narnia, ce cuprinde în total 7 volume. Nepotul Magicianului este introducere în serie în care este prezentată scena credit Ținutului Narnia. Cartea urmărește pe doi copii, Digori și Poli, care nici nu ajung să se cunoască bine când, pe neașteptate, pornesc în cea mai spectaculoasă aventură a vieții lor. Obligați unchiul Andrew să ia parte la experimentul lui magic, cei doi copii rătăcesc pe tărâmul dintre cele mai strani stăpâniți de forțe malefice înzetate de putere. Dar, când deznădejdea își face simțită prezența, cântecul miraculos al leului Aslan dă naștere unei noi lumi, Narnia, unde imposibilul devine posibil, iar bunătatea și iubirea sunt răsplătite însutit. Cartea este magică, iar peisajele descrise sunt superbe. Haideți să vă citesc un fragment din această carte. Strălucirea joasă soarelui se prelingea prin pădure. Iarba era plină de rouă, iar păzele de pe anjă păreau din argint. Lângă ei se găsea un pomișor foarte închis la culoare, înalt cam cât un măr. Avea frunze albicioase ca de hârtie, a idoma unei plante pe nume Pana Zburătorului și era doldorat de fructe mici marânii ce se semănau cu niște curmale. Cine din are în cătosc o poveste de neuitat și o lume a copilăriei veșnice. Recomand cartea Nepotul Magicianului pentru a descoperi lumea fantastică a Ținutului Narnia. Voi încheia acest video cu speranța că v-am stârnit interesul pentru citit. Vă invit să descoperiți lumea, să vă însușiți informații care vă vor ajuta să vă dezvoltați ca oameni. Vă mulțumesc!